What is up, YouTube? Ce faceți, mă, oameni? Astăzi suntem veniți acasă. Ne-am trezit frumos. Ia, stai să vă arăt o treabă. Ia uitați, ce frumos. Ce frumos. Priveliște frumos. Aici așa avem apica, ne bem apica de dimi. După cum vă dați seama, la fața asta mai frumoasă și umflată de dimineață, m-am trezit de dimineață. Pentru că e ora 8. Astăzi o să mergem să ne antrenăm în Bistrița la WeFit. O să lovim un antrenament de cărcă cu Lăzăric. Să aibă, mai povestim noi pe drum. Bine, dragilor, am ajuns la WeFit în Bistrița, la noua locație, pentru că vechea locație era pe Crinilor și locația asta e nouă, pe Alba Iulia, 27A. E altceva, bă, băieți. O să vedeți acum intrăm. O să dăm un antrenament de spate super periculos. Deja v-am spus de acasă că o să facem treaba asta. Oricum, o să fie șmecherie. Bă, n-am mai zis. Da, mulțumesc. Așa. Uai, ce lumină perversă am aici. Bă, n-am mai filmat nimic de pe drum, că eram pe mașină și n-am mai condus nici de mult și adevărul că mi-a pus niște muzică și mi-a dat fain. Am lovit pe workout-ul acum cu Lăzărică, ne-am terminat încălzirea și mergem să vedem ce facem în continuare. Aici ai Luci. Aia zic. Luci, patronul sălii. Și au făcut o treabă foarte bună și aparatele din sala asta, ceva efectiv făcute și aduse special ca să te poți antrena ca un culturist, nu cum vedeți în toate salile, numai techno gym și de-alea să-mi bag picioarele de să strică după o săptămână. Bine, hai să vedem ce dăm la primul aparat. Lăzăric, zici tu ceva. Bună ziua, băieți! E momentul să ne antrenăm. Haide! Ia vedeți! Începem să încărcăm, adică Lăzăric au făcut onorurile. Bun, până încărcă Lăzărică și-și mai dă un feeder set, hai să vedem un pic cum abordăm. O să începem și o să-i dăm un mid-row cu focus pe mid-back. Încercăm să atingem atât fibrele toracale cât și fibrele de la trapez și umăr posterior și rotunzi. Efectiv e ceva pentru warm-up, după care o să mergem să facem un pull-down unilateral. Cam asta e situația. It again! Și ne-am mutat la aparatul ăsta că e mult mai fain. Avem așa ceva și în Mărăști, la Revo. Numai că e pe discuri, ăsta e pe discuri, ăla e pe cablu. Și ne-am dus pe variația asta, că ne place o idee mai ușor, cum astăzi avem dorsal mai mult focus decât trapez, așa că îi dăm așa. Care și treaba cu exercițiul ăsta? Treaba e pretty easy. Trebuie să vină coatele cât mai în jos pe prima parte a mișcării și de la a doua jumătate să te concentrezi că strângi brațele. Trebuie să ai un pic grijă ce se întâmplă la nivelul antebrațului și brațului. Pentru că, nu știu dacă se observă de aici, dar are o priză foarte dubioasă. Ideea e că omoplatul când vine cu protracție, vine automat, du-te în față, vine automat și cu rotația internă de braț. Și pe măsură ce tragi, trebuie să tragi în retracție, să supinezi, să tragi mâna. Eu de exemplu, la Lăzărică aș recomanda să prindă o moleculă mai aproape. Că nu cred că ești mai lat în numeri ca mine. Sau poate ești? Bun! Na bun! Am testat frumos greutățile. Ne băgăm la prima serie de lucru. Aici mă gândeam să mergem 4 serii, toate am rap. Cu parțiale, cu astea, nită, să fim gen super pump, pentru că nu mi se pare că tasează așa de tare sistemul nervos central. Și nici nu pot să-l încarc foarte mult, pentru că tensiunea maximă pe mișcare la aparatul ăsta e undeva mai în zona de full contracție. Pentru cei care nu știți ce înseamnă set de încălzire, feeder seturi, set de lucru. În primul rând, doar seturile lucrătoare contează. Ce faceți feeder și ce faceți seturi de încălzire nu se pune, ok? Deci dacă eu aș fi lucrat cu 20 și 20 pe parte și aș fi făcut 20 de bucăți și mai puteam să fac încă 20 de bucăți, ăla nu era un set de lucru, ăla era un feeder set. Așa că am crescut greutatea până am ajuns la un număr de repetări maximale cu greutatea respectivă. Cât o să meargă, nu știu, n-am mai făcut la aparatul ăsta. Vedem acum, hai să-i dăm drumul. Yep. Nu știu cât a fost, nici nu contează. Hai, Lăzăric, așa că suntem mama și tata din vaca și puiul. Efectiv, suntem rașchetați de aici, nu ne vedem, da. Let's go!
Aia zic. Am descărcat aparatul, i-am dat un pic de pozare. Mergem la următorul aparat. În mod normal, eu aș fi dat un pul de un sunet lateral și lăzărică la fel. Dar, pentru că în sala asta avem un pul de un bilateral de la GYM-80, trebuie neapărat să mergem să facem pe el, pentru că e super insane, gen, deci e mega tare. Și o să vedeți și voi la ce mă refer imediat. După ce ne facem un pic setup-ul bârâ bârâ. Amin, domnilor, ăsta e aparatul de care vă vorbesc, de pull down de la GYM-80. Ce îmi place la el, din nou, tensiunea pe mișcare. Pentru că pull down poți să faci și la cablu dacă n-ai aparat de genul ăsta. Doar că îi, să zicem, o idee mai ușor în poziția de alungire. Și pe măsură ce vii mai jos, parcă e tot mai greu. Dar încă nu dau seama dacă e greu din cauza pump-ului sau e greu pur și simplu că așa e exact tensiunea de mișcare. Tensiunea pe mișcare. Treaba e că merge maxat foarte ușor, adică cu astea lovim în peste 10 reps. Dar altă chestie faină la el e că nu merge sus-jos ca și cursă, vine un pic în față. Și atunci, eu dacă sunt aici, nu o să fiu aici așa, ci cu retracție, că o să fiu undeva cu pot să vin mult mai arcuit și pe protracție. Și din poziția asta să vin, boom. Hai să vă arăt despre ce e vorba. Iau. Asta a fost deja high road, dar trecem cu vedere. Dă-l, dă-l, dă-l. Îți rușine. Aia zic. Ce-am făcut aici la pull-down-ul ăsta, care a fost omor super bine. I-am dat 3 serii, două serii failure, una failure, past failure cu repetări ajutate, repetări parțiale, de alea borâte, total destruction, the only solution. Este lăzăric. Bineînțeles. Aia zic. Altfel nu crești. Corect. Ultima serie a fost un Mio. Mi-am dus într-o zonă de peste 12 repetări, că ar fi mai trebuit să punem greutăți, dar nu mai aveam de unde. Și acum vreau să încerc ceva, nu știu dacă o să funcționeze, aș încerca să-i dau un unilateral high row. Să vedem cum ar ieși la aparatul ăsta de la Hammer Strength. Bă, interesantă variația asta, n-am mai făcut-o până acum, se simte chiar ok. Și targetează și unde vreau eu, așa pe rotundul mare, pe fibrele alea toracale, lombare din la dorsal. Nu știu ce dăm după aia, în mod normal. Am borât rău de tot antrenamentul ăsta, și da, vezi de treabă, stimul nou. Fac o febră musculară de aia urâtă, lăzărică de acolo, plană. Trebuie o definire asta. Nu știu ce, da, slăbuț antrenament azi. Da, da, la urmă, și diferența de aparate. Da, am mers bine. Da, o serie de lucruri, to failure. Is more than enough. Având în vedere că antrenăm spatele, mă gândesc să vin cu perspectiva mea biomecanică la toată treaba asta, pentru că multă lume are probleme cu dezvoltarea spatelui și de înțeles, pentru că sunt o grămadă de mișcări pe care intră o grămadă de mușchi. Și noi trebuie să înțelegem, măcar două chestii de bază. Cu cât venim mai mult în abducție și tragem coatele mai în spate, cu atât mai mult o să lucrăm trapezul, umărul posterior, rotunzii, dar după cum vedeți, dacă cobor cumva de omoplați, inevitabil o să intre și dorsalul. Dar ca să punem mai mult focus pe dorsal, brațul nostru trebuie să vină mult mai mult pe lângă corp și cotul să tragă în jos. Pentru că da, dorsalul face extensia brațului, dar face și înclinație laterală de trunchi și răsucire. Și atunci, în funcție de cum poziționăm noi brațul față de trunchi, poate să influențeze
plus minus fibrele pe care le targetăm. E exact aceeași poveste ca și la piept, unde avem împins pe înclinat pentru fibrele superioare, drept pentru fibrele mediale și declinat pentru fibrele inferioare, să zicem așa, mot-a-mot, fără niște termeni foarte complicați. Da? Și atunci, dacă eu aș vrea, de exemplu, la aparatul ăsta să pun focusul pe... cum și vreau, de fapt, să pun focusul pe, chiar pe fibrele astea ale dorsalului de sus, din zona asta, de aici, așa, o să vin undeva ori perfect drept, ori puțin pe spate aici, așa. Și nu o să mă concentrez să vin aici, pentru că asta ar fi trapez, o să mă concentrez să trag de coate în jos și în spate. Aici, aici. Vreau să fac trapez, pot să vin un pic mai pe față, vin cu brațele mai în abducție și vin aici. Bam, bam. Vreau să fie mai mult trapez superior, vin mai mult pe spate și vin aici. Totul în funcție de ce vrei să lucrezi. Nu există neapărat o formă corectă sau greșită. Bineînțeles, se poate lucra și unilateral, mai mult pe poziția de răsucire. Doesn't matter. Ideea e că vin ambele mânere și ăla altul o să te lovească în genunchi și nu vrem asta, așa că vară la alt aparat. La bună zărică, brotherul, zis că nu i-a plăcut niciodată aparatul ăsta și nu l-o simțit. Și am zis că, hai tătuși să învățăm forma asta de execuție. Trebuie să înțelegem că nu tăte-s bătute în cuie cum trebuie făcute sau trebuie să ții spatele neapărat drept sau nu, nu, nu. La mișcarea asta eu chiar vreau, în primul rând, să strângi de mânere, mai pe degetele astea trei, să simți podul palmei împins bine de tot în mânere. Pe urmă, lasă un pic în protracție. Protracția de omoplat vine automat după sine cu rotație internă. Și retracția, hai cu retracție, vezi că îți vine singur să vii cu brațele în rotație externă, da? Da. Și ideea e că asta e un complex, e o mișcare, cum să zic eu, mai complexă a corpului. Dacă du-te cu protracție, cu flexie, lasă capul, lasă omoplații să plece. No, bun, și din poziția asta venim cu bam, bam și strângem în spate. Hai și cu retracție. Împingem mai tare. Exact. Lasă-te un pic mai pe spate. Acolo. Și de aici, noi imaginează-ți că ai pad-ul, da? Nu, du-te. Știi? Ai, ai. Și? Ai, ai. Ai, și? Ai pad-ul în față, arcuiaște. Arcuiaște și? Bum. Ai, ai. Ai, ai. Trebuie să simți aici, în zona asta. Yes. Aia zic. Gândiți-vă exact ca la piept, doar că pentru spate. La piept, ca să întinzi cât mai tare pieptul, trebuie să strângi umerii cât mai în spate. No, spatele, ca să-l întinzi cât mai tare, trebuie să fii cât mai arcuit. Oricum, încercați să lucrați cu greutăți pe care le puteți manageria, pentru că la o greutate prea mare și un ego lifting, cel mai probabil în poziția asta de flexă pe o smâncitură mai tare, o să vă borâți lombarul. Simple as that. Încă un motiv pentru care stați pe Sebi cu Cantinor. Dacă eu așa de mare am primesc atâtea informații utile de la el, cum să nu primiți și voi, care nu face sală? Continuă! Și folosiți codul Sebi cu VTM pe metabolic. Unde? Unde încolo. Mulțumim. Sunt frumos. Nii, mă! Copii? De asta aveți nevoie de gym, bro. Starea actuală a antrenamentelor, ultimul exercițiu, am dat vreo două serii to failure, dar deja eram super rupt și nu prea mai mergea mai nimica. Adevărul că e cam gata antrenamentul. Ăsta o să fie ultimul exercițiu, după aia o să facem niște antebrațe. Antebrațele nu le luăm chiar atât de în serios, o să fie ceva 4 serii to failure, nu știu, mio, habar n-am.
Da, oricum, hai să mai facem ceva educativ, să mai învățăm ceva la FacePulse. Deci, o să găsiți pe net o grămadă de variații. Din punctul meu de vedere, la fel ca și la spate, totul în funcție de ce vrei să targetezi mai tare. Pentru că în funcție de poziția spatelui, a brațelor față de corp și amplitudinii de mișcare, poți să targetezi mai mult trapezul, poți să targetezi mai mult umărul posterior sau rotator extern, dar și umărul posterior e rotator extern, sau le poți cumva combina pe toate. În funcție de lățimea pe care o ai, în funcție de cât ești de lat, poți să te duci pe o singură funie sau poți să te duci pe două funii. Acum de bine, dacă funia e suficient de lungă, ți ajunge una. Dacă nu e suficient de lungă, cel mai probabil o să ai nevoie de două funii, cum e în cazul meu. Și atunci, exact cum ziceam, depinde pe ce vrei să pui targetul. Da, bun. Hai să vedeți la ce mă refer când zic că în funcție de amplitudinea de mișcare și poziția brațelor față de trunc. Momentan eu aici am un 110-120 de grade. În fine, nu încercăm să ne super complicăm cu mișcarea. Dar dacă eu vin și mă las foarte mult cu protracție basculare, cu basculare anterioară, protracție, bla bla bla, flexie de coloană, flexie de gât, și vreau să fac un face pulse full range of motion, să zicem așa, mișcarea ar trebui să arate plus minus ceva de genul ăsta. Ok? Și atunci pe mișcare, începând de aici, am avut așa. Am avut erectorii de coloană. Pe măsură ce am venit, am avut trapez mijlociu pe retracție, umăr posterior, rotatori extern. Doar că mișcarea a venit mult mai dintr-o bucată, să zicem așa, că e și mult mai ușor. Și totul în funcție de pe ce vrei să pui focusul. Vrei să pui focusul mai mult pe partea asta, pe mișcarea asta de retracție scapulară? Atunci te interesează mai tare să vii aici să strângi. Dacă te interesează mai mult pe partea de umăr posterior rotator, să vii undeva aici. Nu e obligatoriu să mai vii și cu chestia asta. Da? Și ești aici doar. Și mai mereu, dar ați văzut efectiv un decris al mișcării, am făcut un drop set mecanic, să zicem așa, pe măsură ce n-am mai reușit să lucrez full range of motion, să vin cu erectorii de coloană. Și în prima mișcare care mi-a plecat a fost rotația asta externă, dusă super mult, pentru că sunt niște mușchi mai mici și dacă nu îi antrenezi în mod constant, nu o să ai forță pe ei. Pe urmă, după ce n-am mai putut să vin aici, am încercat să vin mai mult pe umărul posterior cu extensia asta de braț, dar păstram o oarecare retracție. Și pe măsură ce mi-a obosit și umărul posterior, am început să îndoi un pic coatele, să țin mai mult din braț și să vin cu retracția asta. Și pe final, ce ați văzut, a fost o combinație să ajung undeva mai în spate, în punctul ăsta, și să mai lucrez foarte puțin în direcția asta. Mai mergeau să fac o grămadă de repetări acolo. Problema era că deja era junk volume din punctul meu de vedere, pentru că nu mai aveam atâta drive, să zicem, încât să mențin contracția aia musculară. Cel mai probabil o să mai fac o serie tot în genul ăsta aici, and I'm gonna stop it. Bă, a fost un antrenament, să zicem, a fost bun. Nu a fost cel mai bun, pentru că clar, nu te poți focusa la fel de tare pe antrenament în momentul în care și filmezi. Asta vă spun eu, bănuiesc că nu o să filmați toți antrenamentele cum fac eu. Dar am fost foarte mulțumit atâta de spațiu, pentru că în cealaltă locație nu era atâta spațiu cât e aici. E pe două etaje, ai o zonă de picioare unde, bă, dacă n-ai cum să-ți crești picioarele acolo, înseamnă că nu te antrenezi bine. Aparatură avem suficient atât pe piept cât și pe spate. Am fost foarte mulțumit de ce am găsit în sală și cel mai probabil când mai ajung pe la Bistrița o să mai vin să mai dau un antrenament, dar deocamdată ne aruncăm noi în bârlogul nostru la Cluj și mergem la Revo și dracu să vă mai zic, ne auzim. Sper că v-a plăcut și ne vedem la următorul video. V-am pupat! Biceps! Biceps!